Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Iată ce au stabilit magistrații în ceea ce privește alocația lunară pe care trebuie să o plătească Laurențiu Reghecamp. Totodată, trebuie menționat faptul că Laurențiu Reghecamp a depus o cerere pentru o ordonanță președințială. Aceasta este o procedură specială în temeiul căreia instanța de judecată poate dispune măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgub prin întârziere, prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara. Înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Magistrații au decis ca antrenorul de fotbal să achite lunar o pensie alimentară în valoare de o treime din veniturile sale, iar suma va fi achitată retroactiv începând cu februarie 2022, de la data la care s-a introdus cererea specială amintită mai sus. Reghe avea un salariu de 10.000 de euro pe lună. Așadar, din februarie până acum acesta are de dat 12.000 de euro, însă, pentru că la momentul actual Laurențiu Reghecamp este liber de contract și nu mai este antrenorul echipei de fotbal din Bănie. El trebuie să plătească o pensie alimentară în valoare de 500 de lei, o sumă ce se raportează la salariul minim pe economie. Cât despre programul de vizită, magistrații ar fi decis ca antrenorul să-l ia pe fiul său și al Ana Mariei Prodan la el acasă două weekenduri pe lună. La momentul actual, Laurențiu Reghecamp locuiește într-o vilă în Brănești, alături de noua sa parteneră de viață, dar și de fiul lor nou născut. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.